Haideți să vedem primele reacții în exclusivitate pentru Fanatic. O să vedeți acum declarațiile lui Neluțu Varga, patronul CFR-ului, însă avem pentru Fanatic și declarațiile lui Dan Șucu despre venirea lui Mutu la CFR Cluj, care sunt foarte interesante. Hai să vedem întâi ce a spus Neluțu Varga, ce a declarat pentru Fanatic despre această bombă, această lovitură de imagine pe care patronul CFR-ului reușește să o facă. Când aveți cartonul, vă rog să-l puneți pe ecran. Iată ce a declarat acum câteva minute Neluțu Varga pentru Fanatic. Adi este în drum spre Cluj. Va ajunge în această după-amiază și se va apuca de treabă. De-abia aștept să-l văd pe Mutu muncind pentru CFR Cluj și făcând performanțe pentru CFR Cluj, spune Neluțu Varga. Dar recunosc că am vrut să-l mai aduc de încă două ori pe Adrian Mutu la Cluj. Și nu pentru că este prietenul meu, unul dintre oamenii la care țin, ci pentru că este un antrenor care peste tot pe unde a mers a făcut treabă. Mi-a plăcut foarte mult tot ceea ce a construit la Rapid și sunt convins că o va face și aici la CFR Cluj. Obiectivul este cupele europene, spune Neluțu Varga. Da, pentru că, și continuă, da, pentru că nu ar fi totuși corect să-i cer titlul în mod imperios lui Adi Mutu, ținând cont că este totuși la o anumită distanță față de locul 1. Deci obiectivul lui Mutu sunt cupele europene. Să mergem în Europa League, acesta este obiectivul, dar bineînțeles, și asta vreau să-i transmit public lui Adi, spune, dacă va lua titlul de campion și ne va face fericiți, Mutu va fi aici la CFR cum a fost Ferguson la Manchester United. Adică va sta mult, mult, mult timp să facem treabă și performanțe împreună. Nu am discutat încă toate detaliile, probabil că va fi un contract sigur până în vară, condiționat bineînțeles de cupele europene. Vă dați seama, nu putem să acceptăm nimic mai jos, cu o prelungire de un an sau doi, în funcție, bineînțeles, de cum va arăta echipa și de performanțele până în vară. Dar dacă Adrian reușește să ia titlul de campioană, repet, garantez o prelungire din vară pe cât dorește el. El îmi pune contractul în alb și eu îl semnez pe câți ani dorește, spune Neluțul Varga. Bineînțeles, toată lumea vrea titlul, îți dai seama. Sunt convins că se poate câștiga și titlul de campioană, dar repet, nu ar fi fair play din partea mea să pun această presiune pe Adrian Mutu. Bineînțeles că speranța este acolo. Mutu este un antrenor extraordinar, se va mula fantastic pe lot. Avem un lot minunat, extraordinar de bun, spune Neluțul Varga. Eu zic că este cel mai bun din România, are toate condițiile să-și facă treaba și de-abia aștept să-l văd la treabă. Deci, concluzionând, probabil că ne vom înțelege pe un contract pe un an și jumătate, dar bineînțeles contează mult și ce se întâmplă cu obiectivele și cum tragem linie în această vară. Să dea Dumnezeu să luăm titlul de campion. Eu sunt foarte optimist, chiar dacă am pierdut în fața ultimei clasate. Sunt foarte optimist că CFR poate să câștige campionatul cu Adrian Mutu în calitate de antrenor. Deci de aia ți-am zis că lucrurile sunt închise, adică în mare, probabil vor semna pe un an și jumătate, condiționat însă de ce se întâmplă în vară, că dacă Doamne ferește termină pe locul 4, atunci știi cum e, ai o problemă. Nu mai e Ferguson. Da, nu mai e Ferguson. Da, mai e încă ceva, o nuanță acolo. A vorbit cupe europene, cupe europene și la un moment dat a zis Europa League. E, da. Acum Europa știi, League da. Ce înseamnă? Da, probabil grup. Doar cum poți ajunge în Europa League? Hai doar că analizăm, lasă-mă atât vreau să spun. Doar câștigând campionatul sau cupa, altă șansă nu ai să ajungi în Europa League. Păi da, dacă CFR-ul este și în cupă. Este, da.